Sfârșit cumplit pentru un tânăr de 25 de ani din capitală, bolnav de epilepsie. Furios că nu are permis de conducere, a furat mașina părinților și a plonjat cu ea în lacul Pantelimon, la câteva sute de metri distanță de casă. Tatălui a sărit în apă, dar nu l-a putut salva. Polițiștii nu exclud ipoteza sinuciderii. Atenție, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Lipsa unui permis de conducere ar fi fost marele necaz al tânărului de 25 de ani care suferea de epilepsie. El își dorea foarte mult să obțină un permis de conducere, datorită situației medicale el nu putea. Și asta îi dădea o stare depresivă sau nu știu cum să o numesc. Părinții încercau să-l mintă ca să nu-i spulbere toate speranțele, însă într-un moment de furie, tânărul a furat mașina părinților și a pornit în viteză spre lacul Pantelimon, aflat la câteva sute de metri distanță de casă. Din nefericire, a plonjat direct în apă. Era în casă pusă și a luat-o. Și cum v-ați dat seama că a luat mașina? L-ați văzut? Sau? Nu l-am văzut, dar mi-am dat seama că asta face, că pleacă undeva să facă ceva și... Asta s-a întâmplat. Tatăl tânărului a fugit după el mâncând pământul, ba chiar a sărit în lac, în speranța că îl va putea salva. A fost mașina invers, cu roțile în sus, a țipat, a urlat, au sărit doi vecini și n-a putut să facă mai nimic. În cele din urmă, scafandrii l-au scos din apă, dar era prea târziu. Persoana a fost extrasă inconștientă și s-au aplicat manevrele de resuscitare. Din păcate, aceasta nu a răspuns manevrelor, fiind declarată decedată. Polițiștii iau în calcul și ipoteza sinuciderii. Credeți că s-a sinucis? Nu. Sub nicio formă. Femeia se plânge că, din pricina vecinilor, fiul ei ar fi avut amarnic de suferit. Băiatul meu, bolnav, cu epilepsie, crize epileptice, toată strada mi l-a marginalizat. Toată lumea l-a bătut. Cum l-a prins, l-a bătut. Că noi ne chinuim cu el de la 9 ani să-l facem bine. Pentru noi a fost lumina ochilor. Iar recent, tânărul a ajuns să fie încătușat după un conflict cu vecinii. Acel episod și-ar fi pus o altă amprentă neagră asupra stării lui de sănătate. Secția 23... Numai pe el a găsit de vină, dar el fiind un copil cu probleme și bătut, cu ochiul vână și plin de vânătăi, doamna polițistă i-a mai aplicat o corecție. Un polițist din circă mi-a spus că îl trimit la Obregea sau la Bălăceancă. Zic, bă, tu nu trimiți pe nimeni. Nu-i copilul tău să vorbești. Ba, da, trimit. Și un alt coleg i-a spus, bă, vezi că tasul e reprezentantul lui. Vezi ce faci. Anchetatorii urmează să stabilească acum ce i-a provocat moartea, dacă a fost un accident sau o sinucidere. Debitul Dunării la intrarea în România este în creștere și se estimează că viitura care afectează acum capitala Ungariei va ajunge la noi peste 8-9 zile. Ministerul Mediului din România a cerut ca toate digurile de protecție care au fost slăbite să fie urgent reparate. Care mai este acum situația la Budapesta, ne spune colega mea Iulia Dumitrașcu. Bună seara, Iulia! Bună seara și bun găsit tuturor! Pragul critic al inundațiilor din Budapesta a fost depășit în această dimineață, atunci când Dunărea a ajuns la nivelul de 830 de centimetri. Mai puțin însă decât în anul 2013, atunci când capitala Ungariei s-a confruntat cu inundații serioase, atunci fluviul a ajuns la 890 de centimetri. Spun specialiștii maghiari că Dunărea este într-o ușoară scădere, dar chiar și așa rămân în alertă. În aceste zile, în această săptămână, în capitala Ungariei au fost ridicate mai multe diguri și baraje cu saci de nisip. Întreaga zonă de promenadă, malurile Budapestei, atât de celebre, au fost pur și simplu înghițite de ape. Abia se mai zăresc semafoarele, indicatoarele și din loc în loc se văd vârfurile copacilor. Viitura de pe Dunăre de la Budapesta va ajunge și în România. Debitul Dunării la intrarea în țară, spun specialiștii, a atins valoarea de 5.700 de metri cubi pe secundă, mai mult decât media multianuală din luna septembrie, adică de 3.800 metri cubi pe secundă. Autoritățile de la noi spun însă că nu avem de ce să ne îngrijorăm pentru că au situația sub control. Momentan acestea au fost informațiile. La revedere! Mulțumesc mult, Iulia Dumitrașcu! Înșelat de soție și dat afară din biserică după divorț, un părinte își plânge amarul în fața episcopiei Sălajului. Omul spune că superiorii ar fi fost nedrepți cu el și îi acuză că ar fi hapsând după bani. Îi are de partea lui pe săteni, care îl consideră pâinea lui Dumnezeu și sunt gata să lupte ca să-l aducă înapoi în parohie. Până în luna iunie, Sergiu Câmpean a fost preot într-o localitate din Sălaj. Acum e protestatar la porțile episcopiei, revoltat că superiorii l-au forțat să dezbrace sutana. Consider că am fost nedreptățit din cauza că în urmă cu 3 ani
stimabila preoteasă a decis să se desparte de mine, înaintând un divorț fără să știu eu. Legat de divorț, am fost anunțat chiar de părintele Protopop. Mai precis, preotul a fost înșelat de nevastă și s-a trezit singur. În actele de divorț însă scrie că nepotrivirea de caracter le-ar fi rupt mariajul. Tocmai din acest motiv, Episcopia Sălajului a decis că părintele nu mai poate profesa, că încalcă legile bisericești. Singura variantă ar fi să se împace cu fosta preoteasă. Potrivit statutului bisericesc, este acolo un articol în care spune că dacă preoteasa își părăsește domiciliul conjugal sau cade în adulter, oarecum preotul nu are nicio vină, dar se vor lua anumite măsuri. Doar că la mine s-au luat prea dintr-o dată măsurile, ajungând până în punctul de a nu mai fi preot. Pentru credincioșii din sat, vestea a căzut ca un trăsnet. Și-o făcut meserie, a fost un popă cu har, o ajuta oamenii, a făcut o bisericuță, încă nu a terminat-o și nu știu ce e, unde și cum, l-a dat afară. Noi n-am putut face nimic, noi cu drag l-am vrut aici. 5 ani de zile a fost la bine și la rău cu noi. A fost un preot cu har. Nu să înțelegeți ce har. Nu toți preoții au harul ăla. Se ruga pentru noi și tot timpul ne spunea fiți bun unul cu celălalt. E o nedreptate. Preoți divorțați mai sunt. Eu nu cred că nu mai sunt și altfel, sub alte forme și că beau și ca o amante. Și ne-am zis, dar dacă nu era divorțat și era în concubinaj, se permitea? Da, nu se permite divorțul. Păi ca să zic așa ceva, părintele Protopop. Părintele crede că altul ar fi motivul pentru care a fost înlăturat și lansează acuzații extrem de dure. În Episcopia Sălajului totul merge fie pe mită, fiecare cât dă este mai bine văzut. Până când superiorii nu vor revizui hotărârea drastică luată, părintele spune că va veni zi de zi să protesteze în fața episcopiei. Cumpărăturile în Ucraina, țara aflată în război, au ajuns să fie mult mai accesibile decât la noi. Mulți români se întreabă cum de este posibil ca peste graniță prețurile unor alimente să fie chiar și de 3 ori mai mici decât în magazinele noastre. Există totuși câteva explicații. Ucraina nu mai exportă la fel ca înainte și, în plus, prețurile din România sunt influențate de apartenența noastră la Uniunea Europeană. Ne aflăm în Kiev, iar în spatele meu este un supermarket în care vom intra pentru a compara prețurile. Chiar dacă problemele economice din Ucraina au făcut prețurile să crească comparat cu perioada dinaintea războiului, ele rămân considerabil mai mici față de cele de la rafturile din România. În acest magazin din Ucraina, un coș de cumpărături cu produse de bază costă aproape jumătate din cât am cheltuit într-un supermarket de la noi. Pâinea în România costă dublu față de cea din Ucraina, iar un litru de ulei de floarea soarelui este mai scump cu 1,50 lei. De 2 ori mai mare este și prețul laptelui, iar pentru carnea de porc, românii scot din buzunare cu cel puțin 10 lei mai mult decât vecinii ucrainieni. Una dintre cele mai mari diferențe este la carnea de pui, care la Kiev costă 13 lei un kilogram. Prețul este de mai bine de 2 ori mai mare față de cel din Ucraina. Vedem cel mai ieftin sortiment se găsește la aproape 30 de lei. Și ouăle sunt mult mai ieftine în țara afectată de război. Prețul acestor ouă, 10 bucăți, este de 4 lei aici în Ucraina. Ouăle se pot cumpăra și la bucată, prețul fiind 30 de bani. În schimb, în România trebuie să plătim de 3 ori mai mult pentru același produs. Mai scumpă este și făina, dar și zahărul. Singurul produs de bază pe care l-am găsit în Ucraina la un preț mai mare este cartoful. Specialiștii spun că declanșarea războiului a avut un efect invers asupra prețurilor la raft, deoarece acum producătorii ucraineni nu mai exportă la fel de mult ca înainte. Au și probabil stocuri foarte mari și atunci au ocazia ca în această perioadă să-și vândă surplusurile. Și ar mai fi o explicație. Avem multe reguli care vizează asigurarea unui înalt nivel de calitate pentru produsele agroalimentare. Respectarea acestor reguli este însă costisitoare. E posibil să avem produse cu un nivel calitativ relativ ridicat, poate la fel de ridicat, însă a căror calitate nu poate să fie certificată la același nivel. Prețurile la produsele agroalimentare din Ucraina rămân sub cele din multe țări europene, în ciuda inflației care este acum de aproximativ 15%. Generația întârziată, cei care nu ajung niciodată la timp. Sunt tinerii de până în 27 de ani, generația Z, care întârzie măcar 10 minute indiferent de ocazie. Relaxarea lor îi scoate din minți pe șefii mai în vârstă, dar surprinzător, aceștia din urmă n-au de ales. Așa au apărut tot mai multe joburi cu program flexibil.
Ce? Am întârziat? Am întârziat 10 minute, ca și cum aș fi ajuns la timp. E ciudat ce am spus? Dacă da, probabil voi aveți peste 30 de ani, pentru că generația Z crede că dacă întârzi 10 minute, e exact ca și cum ai fi ajuns la timp. Așa și-a căpătat renumele de cea mai întârziată generație. Ce au ei de spus despre asta? Cât de des întârziați? Mereu. În fiecare zi. Culmea că eu stau și aproape, adică e și mai rău. Da, eu întârzi cel mai mult. Am așa o indiferență în unele situații, dar încerc să reglez chestia asta. Cred că se pune preț pe altceva, nu neapărat pe timp acum, pentru că cei 10 minute sunt cam irelevante dintr-o zi întreagă. De cealaltă parte, profesorii sau șefii lor nu sunt deloc încântați. De internetul ăsta care le spală creierile, părerea mea. Adică ești liber să faci ce vrei, te duci când vrei, faci ce vrei. Întârziești când se trezesc, trezesc la amiază. Dar de ce simte generația Z să dea tuturor programul peste cap? Au la dispoziție unelte, avem smartphone, avem social media, avem toate aceste lucruri care ne ajută să lucrăm mult mai eficient. Astfel încât n-am nevoie neapărat să fiu punctual, ci am nevoie să-mi fac treaba foarte bine. Un al doilea motiv este mentalitatea. Dacă în trecut, dacă erai disciplinat și riguros, asta transmitea că ești un angajat bun, e bine, în meseriile de astăzi se pune mult mai mult accentul pe creativitate. Dar nu vă grăbiți să judecați generația Z pentru relaxare. De fapt, ne-au făcut tuturor un serviciu. I-au molipsit cu relaxarea lor și pe angajatori. Ăsta e și motivul pentru care foarte multe anunțuri de recrutare s-au transformat în acea expresie standard, program flexibil, tocmai ca să nu se mai simtă oamenii îngrădiți. E posibil însă ca și tinerii de azi să devină mai punctuali cu vârsta. Studiile arată că de la 30 de ani încolo, numai 39% din oamenii mai spun că ar accepta o întârziere de 10 minute, iar după 40 de ani, numai 26% ar trece cu vederea dacă cineva nu a ajuns la fix. Produsele din magazine au ajuns să fie ținute pe rafturi ca la muzeu. De teamă că vor cădea pradă hoților, patronii magazinelor au decis să pună sisteme antifurt chiar și pe cele mai ieftine produse. Un banal ou sau o roată de cașcaval sunt printre țintele sigure ale hoților. De la pește, la cubulețe de unt, forfecuțe sau unghiere. Aproape toate produsele de pe rafturile magazinelor sunt acum păzite de hoți, mai ceva ca niște piese de muzeu. Sistemele antifurt au devenit tot mai creative pentru a stăvili pofta hoților de a băga tot ce prind în buzunare. Macrou e prins în plasă, la propriu. Cât e un macrou din ăsta? 26. 26 de lei. Deci unghiera și farfecuța de unghii se fură și el. Mai mult costă antifurtul ăla decât preț de 10 lei, 24 de lei. Eu cred că și dacă mă prinde cu el, hai să zic că dau un exemplu, da? Nici nu se deranjează poliția să vină. Dacă altădată doar băuturile fine sau produsele premium aveau sisteme antifurt, acum hoții pun ochii chiar și pe produse ieftine, spun angajații magazinelor. Se fură și astea la 9 lei, da, 10 lei? Da. Bagă ei și ouăle, mă-aș pleacă. Nu cred. Au băgat-o în buzunar? Energizante, sucuri, ciocolată. Am observat în rândul copiilor accentuarea furturilor și chiar și în rândul bătrânilor. Vopseaua de păr când se fură, întâi se alege și culoarea. Pentru că nu fură orice culoare, fură culoarea potrivită. Și o banală roată de cașcaval de 17 lei a devenit ținta hoților. Oana, de pildă, și-a comandat cașcaval prin curier și s-a trezit că produsul a venit cu tot cu sistemul antifurt. Am făcut o comandă și a venit curierul foarte drăguț să mi-o livreze, doar că în momentul în care am ajuns la cașcaval am avut această dilemă. Cum îl desfac? Nu am reușit, dar cred că voi folosi un ciocan. Nu știu, altfel cum. Exagerate și niște măsuri care nu au rost, adică nu așa se face treaba. Cum crezi tu că ar trebui să stopeze fenomenul? Să mai stopeze din prețuri. Cele mai recente date ale poliției române arată că furturile din magazine au crescut cu 15% într-un singur an. La munte iarna parcă începe să-și arate colții, temperaturile au scăzut atât de mult în ultimele zile, încât oamenii au fost nevoiți să aprindă focul în sobe. La Fundata, în județul Brașov, fumul iese pe hornurile caselor de zile bune, iar localnicii se așteaptă deja să ningă. Chiar dacă primii fulgi de zăpadă încă se lasă așteptați, frigul a pus stăpânire peste Fundata, localitatea aflată la cea mai mare altitudine din România. Temperaturile scad până aproape de pragul de îngheț, seara și dimineața, iar localnicii sunt nevoiți să aprindă focul ca să se încălzească.
Dintr-o lădiță așezată lângă sobă, doamna Veroana alimentează soba cu lemne. Frig și rece, parcă se zbârlește așa carnea pe tine. Toată ziua arde focul în sobă? Nu chiar toată ziua. Acum am făcut după la 10 și până pe la 4 și pe urmă îl domolesc. Și mai aprind seara pe la ora 8, așa, să fie cât de cât temperatură optimă. Nicolae, capul familiei, se ocupă de aranjatul și tăiatul lemnelor. O parte dintre ele au fost deja depozitate în șopron, unde sunt pregătite înainte să ajungă în sobă. Urmează să mai aducem până vine zăpada, să umplem aici tot. Am luat cam în timp, n-avem ce face. De an în an se scumpește, nu se găsește, pădurile s-a depărtat, lemne cam puține, nu prea mai sunt. Cum e? Cât plătiți pentru lemne? Am în jur de la 400 metru ster. A ajuns, a scumpit. Ne continuăm plimbarea pe ulițele satului și ajungem la bunica Genoveva, o bătrânică de 84 de ani, care a aprins focul în sobă pentru prima dată în această toamnă. Primul foc care îl fac acum în sobă. În cât timp se încălzește cămăruța? În maxim, ce să vă spun, în 2 ore e călduță. Bunicuța a scos deja din dulap hainele groase de iarnă. Ca să reziste la temperaturile scăzute din timpul zilei, bătrâna îmbracă mai multe straturi de haine. Ciorap de lână încălțată bine. Plovăr și o vestă, uitați, e de toate pe mine. Cu o pensie de doar 1100 de lei, bătrânica se gândește cu groază la cheltuiala cu lemnele care va urma în această iarnă. Uite ce vedeți dumneavoastră aici, până aici jos le ard în 4 sobe. Vă dați seama? Na. Și cam la cât va ajunge încălzirea iarna? Să zic la 5 milioane, 6. Specialiștii spun că în fundata, situată la 1360 de metri altitudine, se respiră cel mai curat aer din România. Varza de lungulețu vestită în toată țara e tot mai puțină și mai scumpă. Pe de o parte, e de vină vremea care le-a pus bețe în roate fermierilor. Pe de altă parte, costurile de producție au crescut, așa că oamenii nu mai pot vinde la preț de nimic. Altădată recunoscută ca patria verzei, comuna Lungulețu se confruntă cu o penurie anul acesta. Producția trebuia să fie undeva la 40, 50, 60 de tone la hectar, dar datorită secetei producția scade undeva la 60%. Mulți fermieri au renunțat să mai cultive varză din cauza secetei și a costurilor foarte mari. Cei care au pariat pe această cultură se bucură acum de un preț mult mai bun decât în ultimii 6-7 ani. Varza în perioada asta s-a dat cu 70-80 până la 1 leu. Maxim, da. Și anul ăsta e dublu sau chiar triplu. Prețul a crescut datorită faptului că consumul nostru pentru a aduce la final foarte mare. Varza din sămânță românească, care urmează să apară în cel mult 2 săptămâni, ar putea ajunge la 4 lei pe kilogram, spun fermierii. La astfel de prețuri, cumpărătorii nu se prea înghesuie. Cu cât dați? 2,70. Cine mai cumpără? Cine mai vine? Cine tot vine cu unul cu o mașină mică, ia o plasă, 2, 3 și cam asta, să mai cartofi, pentru casă. Cu asta avem 2 zile de când stăm în terdaș. Mai mult trebuie să strică, deci se pierde mai mult. Dovada că varza s-a scumpit se vede și în piețe, acolo unde kilogramul ajunge și la 6 sau 7 lei. Nici cartofii nu sunt prea căutați. Azi dimineața câți saci? Azi mă duc. Am vândut exact 3 saci. 3, da. Da, nu ușor, atât. Dar ce să facem? Așteptăm și noi. Puținii clienți care se mai opresc în Lungulețu negociază prețurile la sânge. Câți castră aveți versei? Vreau să pun și eu 5-10 kg, nu știu. 6 lei. 6 lei. 6 lei. Hai să facem gogoșarii. Tot la 6 lei îți dau și gogoșarii. Aude ce aici. Da? Iată să-mi dau și eu. Nu mâncați și dumneavoastră? Spuneți în numele voastră. Cum e gust, ia vezi. Până la Lungulețu. Super. Până anul trecut, în Lungulețu se produceau aproximativ 100.000 de tone de varză, adică 10% din varza din România. Iubitorii de tatuaje și de artă au parte de o experiență unică la Convenția de Tatuaje din București. 150 de profesioniști din 20 de țări s-au reunit ca să-și etaleze îndemânarea în arta tatuajului. Vizitatorii pot descoperi stiluri diferite și unice, iar cei mai curajoși au ocazia să-și realizeze un tatuaj chiar acolo. Am început un leg sleeve, de fapt e o continuare la o temă horror mare. Și sper să-l dovedesc astăzi. Clientul e bun, pielea bună, merge, vibe-ul bun, e ce trebuie. Cât o să dureze?
Păi astăzi, eu zic că în 6 ore îl rezolv. Pasionații de tatuaje se simt ca în rai, în locul în care artiștii din toată lumea își etalează maestria și se inspiră unii de la alții. Mare parte include horror, dar nu neapărat, am mai multe stiluri. Îmi place să, nu știu, să încerc diverse stiluri. Sincer, nu sunt axat pe un singur stil. Nu știu, rămâne să vedem în continuare. E un proiect ce reprezintă Zeița Kali. E o chestie un pic dusă din religie înspre un concept mai mult personal. Și simbolizează un pic, poate, paralela între, nu știu, sentimentul în sine de distrugere, da? Feeling-ul de haos și de whatever, într-un mod un pic mai hazliu. Cum e? Extraordinar. Suportabil. Ce vrei să-ți faci? Nu pot să spun, dacă vrei doar poți să te uiți, atât, nu? Nu te-ai gândit așa? Nu este de exprimare, doar să vezi, atât. Și fetele au răbdat curajoase durerea. Da, sunt destul de dureroase, dar sunt zone și zone, depinde foarte mult și de durata ședinței și de stilul de tatuaj, nu sunt toate chiar atât de dureroase. Ce ai de cât să faci? Michael Myers este un personaj de Halloween, un personaj foarte rău, să zic așa. Și este pasiunea mea. Este o caracatiță cu o cască de motor pe cap. Practic sunt eu sub o altă formă, o caracatiță care tinde să, dacă își pierde un tentacul, să se recupereze, iar casca de motocicletă mă reprezintă pentru că am motor și sunt pasionată. Specialiștii în arta tatuajului au și recomandări pentru cei care vor să-și lase pe piele o amintire. Recomand persoanelor care ar considera că o să se plictisească de tatuaje la un moment dat să nu-și facă. Asta înseamnă că nu sunt suficient de asumați încât să iau o decizie atât de importantă cu corpul lor. Spui un pic și ce înseamnă această piele bună? Momentul în care, uite, cum avem noi colorul ăsta foarte mare, se creează un contrast foarte bun între culoarea nuanța pielii și culorile pe care le adăugăm în tatuaj. Deci dacă vrem să ne facem un tatuaj, de ce trebuie să ținem cont legat de piele? Culoarea pigmentului din piele contează foarte mult în momentul în care te hotărăști ce stil de tatuaj vrei să-ți faci. Vrem să scoatem tatuajul din underground, să nu mai fie așa privit cum era înainte, că doar marinarii se tatuează sau cei din penitenciare. Și uite că reușim prin operele de artă care se execută aici în cadrul convenției să aducem treaba asta la un nivel foarte înalt, pentru că sunt niște tatuaje care se execută de-a lungul zilei. Ne rămânem toți în bucuroși de tot ce vedem. Porțile Convenției Internaționale de Tatuaje vor fi deschise până duminică la ora 23. Vizitatorii mai pot vedea, pe lângă tatuatori internaționali și naționali, și spectacole de magie și acrobație și concursuri. România a pierdut în ultimii ani sute de mii de copii născuți și crescuți în străinătate. Unii aleg să se întoarcă acasă, unde pornesc afaceri în agricultură sau turism. O poveste impresionantă vedeți mâine la Asta e România de la 14:30. Sunt Narcisa, o fată simplă, cu multe vise, de 5 ori campioana României. Am continuat și în Franța, am făcut de 2 ori campioana Franței. 3 la 1 dintre concursuri internaționale, am făcut locul 3. Am un concurs foarte mare din Olanda și plus multe alte concursuri internaționale. Am ajuns la 40 de medalii de loc 1. Aici simt că mi-este locul și aici îmi doresc să-mi construiesc viitorul. Părinții au crezut că îi oferă un trai mai bun în străinătate, dar ea și-a dorit doar să se întoarcă acasă. Am fost mândri de decizia ei, pentru că în ziua de astăzi mai rar tineri ce fac, termină studiile în România și pleacă în străinătate. Ei au terminat studiile în străinătate și s-au întors în România. Și mai rar tineri ca să se întoarcă din străinătate acasă, în România. Aici simt cu adevărat că trăiesc și că am o viață bună, un trai decent. Din viața mea, sufletul meu, n-aș putea să trăiesc fără sculptură. Le-am spus la mulți, poți să am, nu știu, un sac de bani. Dacă nu-ți oprești ceva, nu mă simt bine. Nu. Deci, e așa, nu știu, îmi mângâie sufletul. Când văd că cioplești și iese ceva frumos, mă simt eu bine. Cu dalta și ciocanul, cioplește lemnul și îi dă viață.
am pus suflet în el, da? Și am dat o formă care îți încântă ochiul. Normal că a căpătat viața. Vezi? S-auzi ce zice vioara, cum se tânguie vioara, inima și inimioara, oh, oh. Păi asta înseamnă să fii român adevărat. Înțelegeți? Să te legi de tradiții, să te ții de ele cu dinții, că astea sunt rădăcinile noastre. Cu astea au crescut bunicii, străbunicii. De ce le-ai omorât pe fete? Nu le-am omorât. Dar cine le-a omorât? Le-au trebuit? Nu e adevărat, nu. Trebuiau să se găsească, trebuiau să se găsească probe dacă erau sugrumate sau dacă erau lovite sau... Are antecedente multe, violuri, furturi de mașini... Suntem în fața unei duble crime care evidențiază posibilitatea existenței unui criminal în serie. Da, mamă, cânta la biserică. Cazul Șacalul, greșeli în lanț. Bună ziua! Poliția? Poliția română? Crime în serie. Să stea cu mortul în casă, cu moartea în casă, lângă cei patru copii. Cum a fost trecut cu vederea tânărul cu un istoric penal record? Și de ce au fost autoritățile atât de oarbe la urmele lăsate? El a comis o altă crimă în timp ce era urmărit de polițiști. Aici nu înțeleg. Cu ciocolata Dubai terminăm știrile. Eu sunt Cosmin Cernat, vă mulțumesc că rămâneți pe Canal D și nu pierdeți în această seară de la ora 21 Quiz Show-ul care antrenează toată familia. E vorba de The Floor cu amicul Dan Negru. La revedere! Astăzi vremea a fost în general frumoasă, iar regimul termic apropiat de cel specific datei. Cerul a fost variabil, cu unele norări în a doua parte a zilei în estul teritoriului, însă doar izolat au fost ploi slabe. Vântul a suflat slab și moderat, local cu ușoare intensificări în sud-est, mai ales pe litoral. Temperaturile maxime s-au încadrat între 20 și 26 de grade. Dimineață, valorile termice erau cuprinse între 1 grad la întorsura Buzăului și 19 grade la Constanța. În depresiunile Carpaților Orientali, pe arii restrânse, s-a produs brumă. La noapte, cerul va avea înnorări mai accentuate în regiunile vestice și sud-vestice. În sudul Crișanei, în Banat și în sud-vestul Transilvaniei, precum și în zona montană a Olteniei, va ploua, iar izolat, cantitățile de apă vor depăși 10-15 litri pe metru pătrat. Local va mai ploua și în estul Munteniei, în Dobrogea și Moldova. La altitudini de peste 2000 de metri, în vestul Carpaților Meridionali, pot fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în vest, unde vor fi rafale în general de 45-55 de km pe oră. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 și 15 grade Celsius. Izolat se va forma ceață. Mâine temperaturile se mențin plăcute pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab spre moderat în aproape toată țara. Ceva mai răcoare va fi la munte, acolo unde ar putea fi și câțiva stropi de ploaie. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 26 de grade Celsius. Să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, atmosfera va fi însorită, iar temperaturile plăcute. Se vor înregistra 25 de grade în Călăraș, 25 de grade vor fi și în Târgoviște. În Transilvania, vremea se anunță însorită, cu temperaturi plăcute, dar s-ar putea să avem parte și de câțiva strop de ploaie în zonele muntoase. Vor fi 21 de grade în Brașov, 26 de grade în Alba Iulia. În Moldova, vremea va fi însorită, cu temperaturi plăcute de toamnă. Mercurul din termometre va arăta 22 de grade în Galați, la fel și în Piatra Neamț. În vestul țării se menține atmosferă însorită și doar local apar înnorări temporare. Termometrul va indica 25 de grade în Reșița, 22 de grade sunt anunțate în Timișoara. Oltenii se vor bucura de o vreme senină și temperaturi plăcute pentru această perioadă. Vom avea 26 de grade în Craiova și 25 de grade Celsius în Drobeta. În Dobrogea cerul va fi variabil, dar sunt așteptate episoade scurte de ploi ușoare. Valorile termice ajung până la 23 de grade Celsius la Surina și 23 de grade Celsius la Constanța. În capitală, cerul a fost variabil senin, iar vântul a suflat slab și moderat.
Temperatura maximă a ajuns la 26 de grade. La noapte, cerul va avea înnorări, iar la începutul intervalului vor fi posibile ploi de scurtă durată. Minima va coborî la 10 grade Celsius. Mâine, bucureștenii au parte de o zi plăcută, cu vânt ce va sufla slab spre moderat, iar temperatura maximă va urca până la 25 de grade. La munte, cerul va mai avea înnorări temporare și local vor fi averse în Carpații Orientali, iar pe arii restrânse, dimineață s-a produs brumă. Se vor înregistra 18 grade în Semenic, 21 de grade vor fi în Brașov. Pe litoral, cerul va fi variabil, vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 24 de grade, iar temperatura apei mării va fi de 21-22 de grade.